Curățenia trebuie luată de la capăt în urma ninsorilor de la sfârșitul săptămânii trecute, a anunțat primarul Sucevei Ion Lungu. Din acest motiv a fost decalată și campania civică Toți pentru curățenia orașului. Firma de salubritate a încasat 1,5 milioane de lei, însă datoriile administrației rămân consistente. Municipalitatea suceveană speră în îndreptarea vremii și să rea curățenia în tot orașul. Am depus eforturi, am făcut curățenia bulevardul principal, sigur că a trebuit să intervenim din nou, s-a dat material de la pan, trebuie să o luăm de la zero. Într-o idee optimistă că vom putea lucra de săptămâna viitoare, am decalat această programă de curățenie cu o săptămână. Deci vom ajunge în cartiere în perioada, estimăm noi, 26-604, în două etape, 26-33 în cartierul Opcii, în cartierul George Enescu și cartierul Burdujeni. Și în etapa a doua, 26-4, în zona centrală, cartierul Vizcani, Zamca, cartierul Burdujeni. Și sigur, în paralel, vom face cât putem pregătirea orașului pentru Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, în zona bisericilor și a școlilor. Sigur, suntem în stare de alertă, dacă se poate spune așa, mai ales că urmează din soi și în perioada următoare, cu societatea de salubritate, încercăm să degajăm cantități de zăpadă. Și vreau să vă spun că am avut eforturi în această lună, am plătit 1.500.000 de lei la societatea de salubritate, dar sigur că au venit facturile din urmă, datoria pe total se menține tot undeva la 1 milion de euro la societatea de salubritate.